Azi de dimineață m-am trezit cu chef de plimbare și iată că mi s-a îndeplinit dorința. Mă aflu în orașul Ploiești, la reprezentanța Toyota Arena Auto. Am fost chemat aici, m-au invitat, rezervându-mi colț de curte, pentru a prezenta o noutate pe piața auto românească, respectiv modelul Yaris Cross al producătorului Toyota, model cu care acest producător întregește oferta de SUV-uri sau crossover-e, cum sunt ele numite tehnic. E clar că asta solicită lumea. Toate mărcile au început să facă genul ăsta de modele. Nu se mai doresc atât de mult formele clasice precum sedanul, dar acelea n-au dispărut complet din preferința consumatorilor europeni, cel puțin. Și zic eu că Toyota este un producător nipon care oferă o gamă completă. Pe segmentul subcompact de crossover avem Yaris-ul Cross, pe segmentul compact avem CHR-ul, pe segmentul mediu este RAV4, cu mai multe versiuni, evident, de motorizare, iar pe segmentul mai mare avem Toyota Highlander și alte modele care sunt rezervate piețelor americane. Este un brand care produce toate mașinile posibile, a făcut chestia asta și în trecut, o face în prezent, o să o facă și în viitor. Iar acest model este interesant pentru că e gândit special pentru piața europeană, este produs la Valenciennes, în Franța, acolo unde se face împreună cu Yaris-ul normal din care derivă și are o foarte mică legătură tehnică cu GR Yaris-ul pe care tocmai l-am prezentat pe canal, în sensul că în funcție de varianta tehnică de motorizare pe care o alegi, poți primi suspensie independentă pe puntea spate, chiar dacă este vorba de o platformă tehnică subcompactă numită TNGA, GAB. B vine de la subcompact, segmentul B. Așa se face că versiunile standard au un motor în 3 cilindri de 1,5 litri și 120 de cai, care poate fi cuplat la o cutie manuală sau la o cutie CVT mecanică cu o treaptă de lansare, cum îi spune launch gear, care presupune sporirea eficienței. Sunt niște cutii care folosesc convertizor pentru plecatul de pe loc, așa că se elimină patinarea acelui lanț fulii respective. E o cutie mai eficientă pe care Toyota a setat-o în diverse paliere. Unele au treptele fixate, altele au niște rapoarte destul de ample de viteză. Pe urmă, versiunea aceasta este cu sistem hibrid și aici ai două ramuri pe care le poți configura. Poți să alegi tracțiune față, acolo unde vei primi un motor tot cu 3 cilindri, dar care este setat să aibă 91 de cai și 120 de Nm, la care este cuplată transmisia ECVT a Toyotei, care are două motoare electrice, dintre care motorul propulsor dezvoltă 80 de cai și 140 de Nm. Toate bune și frumoase. Pe genul ăla de mașină ai McPherson pe față și punte semirigidă pe spate. Însă fix acest model este un all-wheel drive E. Inteligent, adică o mașină care adaugă pe spate un motor electric de 5 cai și vreo 52 de Nm și asta înseamnă că implicit beneficiezi de un upgrade tehnic și anume o suspensie independentă pe spate pe sistem dublu braț, adică exact diferența care distanțează GR Yaris-ul de gama Yaris normală. Oficial, mașina este făcută pe platforma TNGA GAB, adică segmentul subcompact, însă așa cum este și cum arată pe dedesubt, pe mine mă face să cred că tehnica este mai apropiată de cea a lui GR Yaris, în sensul în care fața este GAB, adică subcompact, iar spatele este GAC. Mai pe românește, botul de Yaris, dar spatele este de CHR, care are exact același tip de suspensie independentă și care se aplică segmentului C. Compact, adică CHR și Corolla. E o chestie implicită care se întâmplă ca să beneficiezi de această suspensie dublu braț, trebuie să alegi varianta cu tracțiune integrală. Nu are cardan, este o tracțiune simulată pe care Toyota o mai practică în diverse paliere de putere și pe modelele RAV4 și pe Highlander și mai ales pe SUV-urile brandului premium Lexus, modelul RX450H. Însă în istoric, mașinile astea, ca producție generală, mă refer la brandul Toyota, oferă niște variante diferite de sisteme de tracțiune integrală. Există, de exemplu, sisteme cu cardan care au un dispozitiv de cuplaj electromagnetic care poate să repartizeze cuplu și către puntea spate și, opțional, beneficiezi și de un sistem care poate să facă și vectorizare de cuplu pe puntea spate între roțile stânga și dreapta. Însă acel sistem este rezervat Toyotelor RAV4 și nu se regăsește pe modelul acesta Yaris. Practic e un model gândit pentru Europa, deoarece el este conceput în urma unor studii de piață făcute pe clienți europeni
Este fabricat în Franța, la Valenciennes, acolo unde se face și Toyota Yaris-ul normal. Și singurul model care se fabrică în Japonia este GR Yaris-ul, care este o mașină gândită de Gazoo Racing, o echipă total diferită și o metodă de producție total diferită. O mașină pe care deja am avut onoarea să o prezint pe canal. Vă invit să revedeți acea prezentare, mai ales partea de condus. Împarte totuși niște elemente comune, pentru că până la urmă Yaris-ul ca gamă are niște chestii în comun. E vorba de felul cum sunt motorizările gândite, elementele structurale, blocurile optice, opțiunile de la interior. Modularitatea este cheia succesului. Este mult mai ieftin să produci niște serii modulare, să împarți procedeele tehnologice ca să poți să ai un produs finit mai bun. Mașina asta e ceva modern. Nu va fi la fel ca mașinile din trecut, nu o să mai vedem motoare atât de mari, însă Toyota pune mult accent pe partea tehnică. Niciodată nu a făcut niște motorizări foarte puternice pe genul ăsta de mașini de buget, pentru că se caută eficiență, dar chiar și așa nu vor dezamăgi. Sunt niște motorizări care au eficiență de peste 40%, adică se duc peste segmentul diesel. Sistemul hibrid al Toyotelor este deja la a patra, a cincea generație, vine din 1997, a fost testat în toate configurațiile de putere și motorizări, adică îmi place să cred că Toyota a găsit un echilibru perfect sau cât de cât acceptabil între performanță și eficiență. Poți să găsești sistemul configurat pe o grămadă de mașini și în scop de eficiență și în scop de putere. Această mașină, fiind un SUV mic, nu este gândită pentru demaraje furtunoase, ci pur și simplu pentru un uz facil de zi cu zi. Față de Yaris-ul normal, chiar ai loc în spate, am fost surprins în cap destul de ok. Portbagajul este unul mare, chiar dacă este un model hibrid cu niște baterii, are un portbagaj modular. Și dacă alegi varianta hibridă cu tracțiune față doar, vei vedea un portbagaj care este și mai modular, iar variantele cu tracțiune față, dar motor termic normal fără hibrid, au de asemenea o modularitate gândită în zona de portbagaj și, în ultimul rând, un preț mai mic. Această mașină poate fi configurată în 16 tipuri de variante, care includ, printre altele, undeva la 5 niveluri de echipare, 3 tipuri de configurații motor, 2 tipuri de cutii de viteze, și prețurile pleacă de la aproximativ 17.400 de euro și se duc până la 32.200 aproximativ. Aici mai vii și cu programul Rabla, cu discountul de mașini hibride, deci poți să negociezi acest preț. Fix acest model are un preț de listă de vreo 32.000 de euro, însă prețul final plătit de client, eu zic că poate să iasă sub 30.000 fără probleme și pentru asta intrați pe ușa din spate, vorbiți cu un consilier de vânzări și vedeți ce preț obțineți. De asemenea, puteți intra pe site să faceți diverse configurații, dar era de datoria mea să menționez aceste cifre și nu cred că trebuie să insist foarte mult pe acele cifre, pentru că listele de specificații sunt disponibile tuturor, nu trebuie să stau eu să vă vorbesc despre ele. Dacă îmi place această mașină, sincer da, prin coloritul viu pe care îl are, faptul că arată ca un mini RAV4, are aceste pasaje ale roților care sunt drepte în partea de sus, are o gardă la sol cu 3 cm mai mare, o chestie care în general se caută în traficul românesc. Portbagajul e mare, locurile din spate sunt mai mari și totuși are un nivel de echipare superior. Ai un plafon panoramic care însă nu se deschide, dar este complet vitrat, nu are niciun fel de stâlp. Este acoperit cu două bloane pe care le voi arăta. Are climatizare, scaunele sunt încălzite, volanul este încălzit, ai sistem de navigație, un bord digital opțional, adică nu e o mașină chiar atât de slab echipată și poate fi luată în calcul pentru un crossover în cazul în care ai buget pentru așa ceva. Gama de preț este foarte largă, ai multe niveluri de echipare și configurații tehnice. Până la urmă, depinde de fiecare câți kilometri face și de ce nevoie are pentru această mașină. Este interesant felul cum e setat, pentru că au mers pe cifre mici, adică motorul este mic, are 3 cilindri 1.5, este din seria N15A FKS pentru variantele termice și FXE pentru variantele hibride. Diferențele sunt de nuanță între ele, motorul pur termic are injecție duală, adică injecția D4S de Toyota, care este proiectată de către cei de la Denso, folosind injecție directă și injecție multipunct în același timp sau individual, depinde de cum dorește computerul. Și acele motoare sunt gândite pentru eficiență, dar și puțină performanță, dezvoltând undeva la 120 de cai. FXE-urile au doar injecție multipunct,
elimină sistemul de injecție directă și sunt setate la 91 de cai, mai puțin, dar folosesc permanent ciclul Atkinson. Distribuția capătă variație electrică pe admisie, în timp ce pe sistemul standard este electrohidraulică. Plajele de operare sunt aceleași, 70 de grade pe admisie, 41 de grade pe evacuare la termic, 40 de grade la hibridă și motorul hibrid elimină arborele de echilibrare contrarotativ pentru că regimul lui de funcționare nu necesită sistemul acela de echilibrare. Magia însă stă în acea cutie ECVT care este gândită să completeze motorul termic. Am explicat deja destul de detaliat cum funcționează, în sensul în care înăuntru în acea cutie există un fel de butuc cu pinioane planetare care are 3 niveluri. Nivelul central, roata soare, este conectată la un motor electric generator care niciodată nu propulsează roțile, doar că are un rol în a întreține viteza motorului termic, în a-l porni și în a acționa ca demaror și electromotor, pentru că mașina asta nu are o curea de accesorii și un alternator clasic. Pe urmă, pe roata mediană, sistemul planetar, este conectat motorul termic și pe inelul exterior este conectat diferențialul mașinii și cu motorul electric propulsor, care se mișcă odată cu roțile, fie că înainte, fie că înapoi. Acela dezvoltă 80 de cai și 140 de Nm și toată simbioza asta se numește Hybrid Synergy Drive. Practic, motorul poate să propulseze pur electric roțile. Motorul termic poate să propulseze pur termic roțile, ele pot funcționa împreună și poate să funcționeze atât în sistem serie, în care motorul termic este un generator care produce curent prin motorul mic electric pentru motorul mare și excesul de curent poate fi vărsat în baterie, sau poate să meargă în sistem paralel, în care ambele motoare, și cel termic și motorul electric mare, trimit către roți această putere care se combină prin acel butuc central numit sistem Power Split Device. La toată povestea asta se adaugă un motor electric pe puntea spate de 5 cai și 52 de Nm, care pare puțin ca putere, dar stăm să ne gândim că până la urmă este puterea unui scooter care poate deplasa fără probleme doi adulți pe un drum drept sau pe ușoare pante. Ați închiriat și voi în Grecia scutere și bănuiesc că știți cum se manifestă și este suficient cât să fie eficient, adică la plecările de pe loc poate să simuleze și un sistem de tracțiune integrală care are 3 moduri de funcționare. Și mai mult decât atât, asistă atunci când ESP-ul are nevoie de anumite corecturi la eventuale derapaje nedorite. Nu trebuie să ai niște cifre mari pentru eficiență, trebuie doar să fie modeste acolo. Nu cred că are nimeni niște pretenții mega dinamice de la această mașină, dar cu siguranță la un mers atent poți să scoți niște consumuri minunate cu mașina asta. Ea este mașină de test drive, deci majoritatea o să meargă tare cu ea în aceste teste. Este într-o zonă de extraurbană a Ploieștiului. Consumul afișat este puțin peste 5% pe ultimii, nu știu, 200 de kilometri rulați. Asta mie unul îmi spune că este o mașină care chiar poate să consume puțin, fără niciun fel de problemă. Și cam astea sunt datele tehnice ale mașinii, felul cum ea este gândită. O să arătăm interiorul, dar până atunci vreau să arăt un mic preview al unui video care va urma și un pic de istorie Toyota, așa că veniți cu mine. Trebuia să vorbim și despre un pic de istorie. Aceasta este o Toyota Celica STI. Este modelul din perioada 1989-1993, acela care a avut în gamă motorizări între 1.6 și 2.2 litri și poate cea mai specială motorizare a fost cea de 2 litri turbo, care dezvolta undeva în jur de 225 de cai și s-a numit modelul GT4, codul de șasiu ST185. Este tatăl GR Yaris-ului. Este mașina care a făcut carieră în concursurile de raliu în perioada respectivă și este una din puținele mașini care în acea echipare GT4 avea un sistem de tracțiune integrală cu diferențial central, cu pinioane, diferențial real cu alunecare limitată, deși motorul a fost montat transversal. Alte mașini care au avut sistem similar au fost altfel Romeo și Lancile Delta integrale din perioada respectivă și mașini precum competiția japoneză de la Mitsubishi Evo. Mitsubishi Lancer Evolution 6, începând cu acel model, acolo a apărut sistemul AYC, care folosea un diferențial central și un diferențial spate cu posibilitate de vectorizare de cuplu electrohidraulică. Sunt efectiv niște mașini de poveste, însă am ales să fac un episod special cu această mașină cândva în viitor, pentru că cei de la Arena Auto au achiziționat acest model din Spania, într-o stare foarte bună,
pentru a-l expune în showroom. Este matriculat, are acte, poate fi condusă și am zis să o firmez în starea aceea optimă de recondiționare, deși recondiționare va însemna un retuș, mai mult un detailing și nimic tehnic. Această mașină are motorizarea 4 AFE, care dezvoltă aproximativ 103 cai. Este o motorizare cu doi arbori cu came, contrarotativ, dar cu distribuție pe curea simplă, cu un singur arbore, injecție multipunct, și este setat pentru economie. Mai există varianta 4AGE, care are tot doi arbori cu came, dar care se rotesc în același sens, nu în contră, peste care trece curea de distribuție. Este un motor gândit pentru putere, în sensul în care unghiul dintre bancurile de supape este de 40 de grade, în timp ce la acesta este de aproximativ 22,5. Acel motor dezvoltă undeva la 116 cai și 4AGE-ul este motorul care a echipat faimoasa Toyota AE86, adică Hachiroku, mașina care a lansat povestea drifturilor japoneze, cea care a făcut furori în serialul japonez Initial D. Este o mașină pe care îmi propun să o prezint cât de curând, este a unui belgian ce locuiește în România și totodată această mașină are în istoria sa personală, a mea să zic așa, un YouTuber cunoscut din Bosnia pe care l-am mai menționat, este vorba de canalul Driving for Answers. El deține o Toyota MR2 din prima generație pe care a montat un motor 4AGE cu carburatoare de motocicletă de Kawasaki ca să producă mai multă putere și fiind o mașină ușoară, cu doar aproximativ 116 cai acolo, mașina aia merge foarte repede, însă el are niște planuri mult mai ample. Vă invit să-i vizitați canalul dacă n-ați făcut-o deja și să urmăriți evoluția mașinii pe care el o numește Project Underdog, în sensul în care a luat din dezmembrări un motor 4AGE uzat, a folosit blocul și va monta un sistem de supraalimentare care să ducă puterea pe la vreo 300 de cai. Asta înseamnă pistoane, biele, modificări ample care costă, dar care sunt demne de un pasionat auto așa cum el este și din punct de vedere este unul dintre cele mai bune canale tehnice explicate științific în limba engleză pe care le puteți urmări. Trebuia să fac o paranteză cu această mașină pentru că pur și simplu reprezintă istoria Toyota și când am văzut-o aici, mi-am adus aminte de o filmare pe care am avut-o în trecut în care m-am dus să filmez un Audi RS3 nou și proprietarul avea lângă un Renault 5. Exact senzația asta am avut-o acum. N-ai cum să nu apreciezi genul ăsta de mașini pentru ceea ce au însemnat ele din trecut. Hai să-i mai dăm un minut ca să deschidem un pic capota și interiorul. Știu că nu e despre astăzi, dar n-ai cum să nu arăți așa ceva, pentru că înseamnă istoria brandului. Mașina mi se pare că arată foarte bine pentru anii ei, provine din Spania, acolo unde clima este potrivită, și este acel interior clasic de anii 90. Momentan sunt puse aceste huse pentru protejarea scaunelor, dar ele înțeleg că arată foarte bine, se poate vedea textilul de pe ele. Sunt niște scaune destul de sport, mai ales în comparație cu ce vezi în prezent pe mașini, și este genul acela de mașină ergonomică din anii 90. Îmi place foarte mult cum arată aceste butoane ale bordului. Seamănă și cu sistemul pe care îl avea CRX del Sol-ul. Adică toate butoanele sunt plasate în această zonă. Asta este cheia. Consola volanului poate fi mutată sus sau jos și seamănă cu sistemul de reglare pe care îl aveau DU-urile, Spero mai ales. Avem aici un casetofon dublu, unul cu CD și unul cu casetă. O cutie manuală cu 5 trepte cu o cursă destul de scurtă și ușoară. Frână de mână mecanică, aerul condiționat de asemenea la buton, fără climatizări complicate. Și o mașină care, deși are doar 103 cai, se conduce plăcut pentru că este foarte ușoară. Și cum să nu adori o mașină care are faruri escamotabile? Este ceva ce probabil nu va reveni în lumea auto prea curând sau niciodată din motive de siguranță. Și hai să arătăm un minut și un motor care, culmea, seamănă foarte mult cu ceea ce avem pe Yaris-ul Cross. Pentru că vorbim despre un motor cu injecție multipunct, aspirat natural, care dezvoltă o putere similară, dintr-o cilindre oarecum similară. Ăsta are 1.6 și 103 cai, ăla are 1.5 și 91 de cai, destul de apropiat. Putem vedea că are o distribuție foarte simplă, sunt doi arbori cu came plasați în bloc, doar că se rotesc în contră acești arbori.
iar distribuția este pe o simplă curea. Pe accesorii sunt trei curele, una care mișcă alternatorul, una care mișcă compresorul de aer condiționat și una care mișcă pompa de apă plus pompa de servodirecție. Aici putem vedea și arborele cu came de admisie, care este antrenat de un pinion de către cel de evacuare. Nu are pompe complicăciuni, funcționează foarte simplu. Galeria de admisie este din aliaj, aici putem vedea rampa de injectoare cu regulatorul de presiune care își trage vacuum din partea respectivă, sistemul de epurare de gaze care seamănă foarte bine cu cel de pe Toyota Yaris Cross. Aici avem clapetă de accelerație cu cablu, un sistem de rezonator cu filtru de aer propriu, vacuum pentru sistemul de frâne care este tras printr-un furtun ce pleacă din galeria de admisie și cam atât. Evacuarea pe față cu o galerie simplă de tip 4-1 și o cutie de viteze manuală în 5 trepte. Motoare simple de altă dată. De asta Toyota este unul din producătorii care știe să facă mașini bine, pentru că a experimentat cu foarte multe tipuri de motorizări. În perioada existenței acestei mașini le încercaseră pe toate. 4 în linie, 6 în linie, V6, V8, au făcut și motorizări V12 și serii alimentate cu compresor mecanic, serii alimentate cu turbină, cu injecții directe, cu injecții multipunct. Chiar au încercat tot ce se putea și de asta în prezent cred că fac niște mașini care sunt foarte rafinate tehnic. Am încheiat paranteza asta, o să revin într-o prezentare viitoare și acum să trecem la o capotă mai modernă, dar cu un motor cu tehnică destul de veche și robustă. 30 de ani mai târziu, iată că tehnica nu s-a schimbat foarte mult. Evident, aliajele, felul în care sunt produse modular aceste mașini, s-a schimbat foarte mult, dar esența a rămas aceeași. Sunt niște motoare relaxate, aspirate natural, care dezvoltă puterea într-un mod simplu, fără să aibă niște cifre bombastice. Acesta este motorul cu cod M15A FXE. Când vedem la Toyota litera X, de fapt, ne referim la faptul că motorul are ciclul Atkinson permanent. Când vedem K și S, sunt cele care au ciclul Atkinson la comandă și care folosesc injecția de 4S, adică și directă și multipunct. Acesta fiind un FXE, are Electronic Fuel Injection, adică MPI. Și de asta nu vedem pompă de înalte, așa cum are motorul M15A FKS. Strict, motorul dezvoltă 91 de cai și 120 de Nm, motorul electric din cutie 80 de cai și 140 de Nm și puterea totală a sistemului este cotată la 116 cai. Motorul este construit integral din aluminiu, el are aceeași cursă și alezaj precum motoarele mai mari din seria de 2.0, M20A FX, FKS și FXS, care sunt versiunile normale și cele hibride. Diferența este că acolo hibridul are și el injecție multipunct și directă, dar au fost făcute așa pentru a fi mai compacte. Sunt niște motoare foarte undersquare, adică care au 80 aproximativ alezajul și vreo 97 cursa, și asta înseamnă că sunt mult mai înguste. 3 cilindri pentru că e modular față de unul de 4, se pot face pe aceeași linie, este foarte îngust și încape în această capotă fără probleme. Pentru că este o motorizare hibridă, a scăpat de cureaua de accesorii. Oricum toată gama Dynamic Force are pompe de apă electrice, excepție făcând motorul G16, care este montat pe Yaris-ul GR. Ăla are nevoie de pompă de apă mecanică pentru că sunt alte cerințe acolo. Deci pe partea asta nu avem deloc o curea de accesorii. Jos de tot este o rolă cu o contragreutate, pentru că acest motor funcționează în regim de turații constant mai înalt. Nu are arbore de echilibrare, M15A FKS are un arbore de echilibrare, iar folia respectivă nu are contragreutate, pentru că acela este echilibrat dinamic de arborele contrarotativ din zona carterului de baie de ulei. De asemenea, distribuția este una cu variator electric pe admisie de 70 de grade, variator electrohidraulic de 40 de grade pe partea de evacuare. Distribuția este pe lanț. Este un singur lanț care este mișcat de arborele cotit și antrenează cei doi arbori cu came, iar pompa de ulei este integrată în capacul distribuției și este antrenată direct prin rotație de către arborele cotit. Pe această carcasă sunt integrate
aceste variatoare de fază, unul electric și unul electrohidraulic, care are și solenoid aferent pe partea din spate, iar în caseta asta din față se află pompa de apă electrică, care este comandată de către computer pentru a putea recircula antigelul prin mai multe zone. Are o zonă amplă pentru bloc, iar chiuleasa este separată în două trasee ca să poată să disipe mai eficient căldura. Pe urmă, în partea superioară, avem 12 supape, câte 4 pe cilindru, cu compensare hidraulică, deci nu necesită joc termic, iar caseta cu arborii de cameți este pusă într-un fel de sertar separat. Asta înseamnă că avem o garnitură între chiulasa inferioară și chiulasa superioară, care nu se vede, evident, motorul fiind montat. Galeria de admisie este din plastic. Aici se pot vedea injectoarele, care au câte 10 găuri și sunt băgate direct în zona chiulasei, nu în galerie, deși ele tot înainte de supape își dau jetul, iar întreaga rampă este folosită ca amortizor de pulsație. Acele pulsații le puteți resimți la o spălătorie, în momentul în care dați drumul la acel jet și puneți mâna pe furtun. Simțiți niște trepidații, exact alea trebuie să nu fie și sunt eliminate de faptul că această rampă este din oțel. Ea își primește benzina printr-o conductă alimentată de o pompă electrică din rezervor și există și un retur în partea asta care reîntoarce gazele vaporii de benzină nearși în galeria de admisie, sistemul de canistră EVAP, care vine tot din zona respectivă a rezervorului. Pentru eficiență, aceste motoare au și supapă EGR, însă EGR din ăla bun, în sensul în care după catalizator și după filtrul de particule, pentru că da, trebuie să aibă pentru normele Euro 6, sunt primele Toyota care chiar și pe motor multipunct au filtrul de particule, deci gazul ăla filtrat, care nu conține particule, fiind filtrat și de catalizator și de filtrul de particule, este preluat printr-o conductă separată, dus în acest răcitor EGR care are și acces către antigel, cu o supapă care poate să devieze gazul pe lângă răcitor ca să nu fie răcit, pentru porniri și încălziri mai rapide. Se ajunge la această clapetă EGR electrică, care are și senzor de poziție și este de asemenea conectată la răcitor prin acel antigel și furnizează gazele printr-o conductă separată direct în galeria de admisie, însă în partea din față. Asta înseamnă că nu se va colmata, pentru că oricum, fiind filtrate, nu au depuneri și fiind și injecție multipunct, nu o să apară acea calamină pe supape. Galeria de admisie este alimentată de o clapetă de accelerație cu control electronic, unde avem și Mass Airflow Sensor, MAF, debit metru, care este situat după filtrul de aer, în partea aceasta. Iar în partea din spate avem direct evacuarea, care este cu un calup integrat în chiulasă, pentru a se încălzi mai repede motorul. Deci, practic, toba iese din toba. Traseul de evacuare are o singură țeavă și fiecare din cele trei pistoane dă câte o galerie care se cumulează în acel colector final. Asta este făcută pentru eficiență. Toate motoarele astea din gama Dynamic Force de 3 cilindri au acest sistem. În partea asta aici ar fi venit pompa de înalte, de asta se află acel capac. Această mașină, neavând acel sistem de injecție, nu are acel capac acoperit și arborii cu came nu au profilarea aia cu 4 came pentru pompa de injecție de înalte. Încă un aspect tehnic care ține de hibridizare este faptul că vehiculele Toyota folosesc un sistem de frânare cu asistare electrică, nu vacumatică, și asta înseamnă că poate să elimine pompa de vacum. FKS-ul, motorul non-hibrid, are pompă de vacum pentru situațiile în care merge în ciclu Atkinson și chestia asta se întâmplă pe mai multe modele din gamă, însă aici putem vedea o tulumbă care nu are asistare vacumatică și are un motor electric în partea din spate. Sunt mai multe sisteme, Prius-ul și Lexus-urile în general, folosesc acel sistem cu acumulator de azot, un sistem complet hidraulic, iar în partea de aici avem o noutate care poate fi arătată. Acest cod, 1NM, este codul motorului electric propulsor, care are 80 de cai și 140 de Nm. Motorul mic de pe puntea spate are codul 1MM. Motoarele mai mare din gamă se numesc 1KM. În funcție de variantă se găsesc informațiile despre ele. Practic, avem și un sistem de răcire diferențiat, pentru că toată această electronică necesită răcire și avem un
vas de expansiune în partea aceasta, care este prins pe două zone. Este și o pompă electrică pentru sistemul ăsta separat și aici se pot vedea de fapt două vase de expansiune. Unul pentru sistemul electric, pentru baterii și toată zona asta de aici. De fapt nu e vorba despre baterii, ci despre invertor, cel care transformă curentul continuu al bateriei în curent alternativ pentru motorul 1NM. Și aici în partea asta avem rezervorul pentru antigelul motor. Există odată pompa asta electrică pentru motor și mai există o pompă electrică pentru acest sistem. Și compresorul de aer de asemenea este pe electric, conectat fiind și el la același sistem cu cablurile astea de înaltă tensiune portocalii. Aici pe motor se află invertorul care se ocupă de transferul energetic între grupul ăsta motor și motorul spate plus bateria și funcționează complet asistat. Sub el se află sistemul Power Split Device și cele două motoare electrice care se ocupă în acea simbioză hybrid synergy drive să miște această mașină. Asta este partea din fața mașinii cu tot ceea ce presupune tehnica ei. Am mai detaliat motorul ăsta și pe Yaris-ul normal. Am revenit cu această prezentare ca să vedem pentru cei care n-au văzut, de fapt, să vadă despre ce este vorba. E un motor simplu, chiar dacă pare complicat la prima vedere, pentru că folosește niște tehnică existentă, la fel ca povestea din trecut. O singură critică am la compartimentul ăsta motor. Este foarte dificil de montat tija asta, pentru că în momentul în care o scoți de aici, nu prea găsești unde să o lași, o scapi și intră ceva de genul așa. Eu nu prefer să țin capota cu mâna când am de completat ceva pe aici. Se închide la dungă, cum se spune. Farurile sunt pe LED cu fază automată, avem și proiectoare în partea aceasta, radare pentru sistemele de asistență, proiectoare în partea de jos, garda la sol mărită, vine și cu niște jante drăguțe, care se vede ca o ceva gardă la sol, inclusiv în zona asta a pasajelor aripilor este foarte spațios, antifonare ok pe interior și aici apar diferențele, pentru că față de un Yaris normal, are un spațiu mai mare în zona portbagajului. Are același tip de oblon care este flexibil, se poate îndoi, sârma asta se face exact ca un cord din ăla de la Decathlon și ea nu este afectată de volumul bagajelor pentru că este un simplu textil și poate și fi dată jos. În partea asta avem un spațiu de depozitare care poate fi scos și câștigăm un spațiu suplimentar care se regăsește pe versiunile care nu au tracțiune integrală. Niște spații de depozitare în lateral de asemenea, o priză de 12V, inelele astea de prindere și bancheta care este rabatabilă pe mai multe sectoare. Mașina are și cotieră, pentru că dacă tragem de acest segment, o să-l deschid de acum, în interior se va putea plia și se pot vedea și suporturile de pahar în partea din spate. Față de Yaris normal, din nou, avem o creștere de spațiu, însă totuși trebuie să ne limităm la critică pentru subcompact. Adică nu e o mașină foarte mare, așa că nici locul din ea nu e unul de segment C sau D. Dar chiar și așa, odată ce intri în mașină, se poate vedea că la picioare este suficient loc. Genunchii stau relaxați, deși scaunul este peste montantul B. În partea de sus avem și loc la cap, însă este puțin mai jos decât la varianta normală pentru că avem acest plafon panoramic care are două obloane, unul din față și unul din spate. Se și poate vedea felul cum ele funcționează. Din păcate, nefiind electric, dacă vrei să-l deschizi pe ăsta din spate și l-ai deschis, se duce până în spate. Doar apeși aici și el se duce singur. Numai că de la poziția de conducere nu o să ajungi să îl retragi înapoi. Nu știu. Da, e un pic deranjant asta, dar era clar că electric era mai interesant, dar creștea complexitatea și costul. Știți cum e? Ceva în plus care să se strice. O să-l decapotez cum ar veni ca să avem mai multă lumină. În zona asta centrală suportul ăsta se face cotieră. Simplu și la obiect aici însă nu o să stea foarte bine o doză subțire de suc sau un pahar, pentru că nu are niște elemente de retenție. Îmi place că aceste catarame sunt plasate în jos și obturează, sunt adânci
Dar e clar, trei oameni nu o să stea aici, maxim trei copii. Nu are ventilații în spate sau prize USB, iar fețele de ușă au material tare, însă în partea asta este un fel de textil. Mai bune erau materialele la Uniaris GR, de exemplu, deci nu o să vezi material moale, pentru că ăsta este segmentul. Dacă însă judeci după preț, la aproximativ 30.000 de euro preț final, ar fi trebuit totuși să aibă niște materiale moi în partea asta. Aici, de asemenea, un pic de piano black, un spațiu de depozitare mic, încă unul mai mare aici, cu extensie în partea din spate, materiale tari. Zona asta este cam tare, mi-ar fi plăcut să fie un burete, ceva, pentru că o să faci bube la coate, la drum lung. Compensează însă aceste scaune care au mai multe ape, au și textil și piele, chiar dacă este mușama, piele sintetică. Scaunul are și reglaj pe înălțime și înainte, înapoi și pentru șezut și pentru spătar. Accesul e destul de facil. Aici e cam ca un Yaris normal în față. Un mic accent de design cu aceste linii. Bordul însă este cu material moale, mai puțin zona asta inferioară. Aici este un spațiu de depozitare. Torpedou se deschide și el lent. Nu are capitonaj. Sistemul de infotainment presupune acest ecran, care se conectează la serviciile Google sau Apple, pentru Android Auto sau Apple CarPlay. Oglinda este cu închidere heliomată. Avem aceste parasolare normale, geamul vitrat cu oblonul său. Iar în partea inferioară avem comenzi manuale pentru climatizare automată pe două zone, cu butoane, totul e la vedere funcțional, încălzire în scaune pe două trepte în partea din față, mufă de USB, în partea asta este o mufă de 12V, încărcător wireless pentru telefon, care poate fi și oprit de la butonul aferent, selectorul pentru modurile cutiei de viteze, selectorul pentru sistemul de tracțiune integrală, pentru apăsare normal, pentru zăpadă sau mod de trail, prin rotație în partea cealaltă, auto hold, foarte utilă funcția, frână de mână electrică, mod exclusiv electric, oprire ESP și cele trei moduri de condus, parcă, pe care le vom arăta, o mică cotieră cu un spațiu de depozitare și cu închidere-deschidere, un suport dublu de pahar în partea asta și aici un bloc de lumini unde puteau să pună totuși niște LED-uri, dar astea și le pot înlocui proprietarii fără probleme. Keyless entry, se pot vedea amânerele în partea asta, doar că dacă ai închis mașina și vrei să deschizi partea din spate, trebuie întâi să atingi mânerul aici și după aia să faci această mișcare. Un pic deranjant în anumite situații pentru cine e mai critic. Geamuri electrice automate cu blocaj, oglinzi cu închidere electrică și reglaj electric. Șoferul are lombar reglabil electric pe mai multe poziții. Aici avem reglajul de înălțime pentru faruri, parbriz încălzit, volan încălzit și lumini de fază automate, care comută între lungă și scurtă. În partea de jos, deschiderea pentru bușonul de benzină. Și volanul este cel clasic de Yaris. La o apăsare a contactului putem vedea bordul, care nu este complet digital, însă are un ecran suficient de mare. Fiind o mașină hibridă, nu are turometru, are doar acest indicator de putere. Și dacă schimbăm modurile de condus, se schimbă puțin și acest colorit din partea asta din spate. Indicator de benzină, temperatură, vitezometru și power metrul ăsta, că nu e un turometru, cum se spune. Iar volanul are o serie de butoane. Manetele sunt cele clasice pentru lumini și proiectoare și în partea asta pentru ștergătoare și sunt destul de ușor de folosit. Volumul pentru multimedia, comenzile vocale, selectorul pentru imaginile astea din ecran, răspunsul pentru telefon și în partea asta este pilotul automat adaptiv, dar are și cruise control normal. Puteți vedea acest simbol din partea asta. Adică poți să mergi și cu pilot automat standard, dar și cu mod automatizat de păstrarea distanței, melodiile se pot schimba de aici, sursa pentru sistemul audio, iar ecranul central are o serie de afișaje care sunt destul de cuprinzătoare.
Dacă dai stânga, dreapta, se pot oscila între tot felul de sisteme și sus, jos avem așa. Consumul mediu, adică uitați-vă pentru acest rulaj 5,3 km pe oră. Se poate reseta, 5,3%, pardon. Un grafic de eco, două de fapt, care ți arată tot felul de statistici. Următorul este ecranul cu sistemele de asistență, celălalt este cu posturile radio, le poți și schimba pentru sursă, AM, Bluetooth, radio digital și așa mai departe. Pe urmă, un trip care poate fi resetat, o informație despre consum, despre fluxul de putere, ți arată bateria în partea din spate și motorul în partea din față, ai și repartiție pentru presiunea în pneuri și repartiție pentru sistemul de tracțiune integrală, ți arată care din roți trag și cu ce cuplu. Aici ai diverse sisteme de asistență care pot fi și setate suplimentar. Dacă, de exemplu, vrei să intri pe sistemul de lane assist sau pe senzorii de parcare, poți să ții suplimentar apăsat pe selector și se poate vedea că ai acces la opțiuni suplimentare de reglarea sensibilității a sunetelor. Deci ai, totul este aici și poate fi folosit în mers. Când ești parcat pe loc, poți să intri în aceste setări. Ții lung apăsat, îți aduce aminte să nu uiți ceva pe scaunul spate. Astea sunt niște informații destul de legere. Ai și setări pentru bord, limbă, unități, contorul ăsta pentru EV. Ce ecrane să-ți apară? Uite, de exemplu, rezumat călătorie, informații de drum sau scorul eco, mai bine lăsăm pe ăsta că e mai util. Afișaje pop-up, poți să oprești acest ecran cu totul sau să revii la setările din fabrică. Cam ăsta ar fi ceea ce se poate vedea pe partea asta. Ecranul central cu Android Auto activat, se vede full screen. Navigația mașinii poate fi folosită contra cost, adică trebuie să o configurezi, să o alegi contra cost, dar având în vedere că un sistem de pe telefon este mult mai bun pe Navi, nu cred că are rost, mai bine dai banii pe alte opționale. Butonul de map rămâne și la apăsarea lui ți se indică Android-ul. Evident că aici ai și Waze-ul și toate cele, ca să revii la sistemul Toyota, apeși frumos aici. Are aceste ecrane de pornire care sunt setate implicit, pot fi modificate ordinea lor și așa mai departe. Dacă dai click aici, vezi un meniu de computer de bord. Ăsta seamănă foarte mult cu ce era pe Prius-uri și pe Lexus-uri. Ai niște diagrame. Electric punte spate, electricul de pe punte față plus motorul termic și nivelul de încărcare al bateriei. Dacă apeși pe istoric, ai și niște grafice de consum care arată tot felul de informații pe aici. Ai și niște informații de călătorie, cât s-a mers, autonomia rămasă, aceste regenerări necesită un pic de timp de obișnuință să-l vezi, dar oricum sumarul este că mașina asta fiind condusă pe genul ăsta de drum, test drive, are un consum de puțin peste 5%, se vede chestia asta. Pe urmă avem conectivitate pentru posturi FM și așa mai departe, ia să vedem cum se aude. Toyota opțional face posibilă echiparea sistemelor cu audio JBL. Evident, se aude mai bine decât un sistem normal. Acesta nu cred că l-a reconfigurat pentru că nu sunt siglele pe boxe. Ok, setări pentru toate cele pe acolo. Ai scurtătură pentru sursele astea. De asemenea, poți să conectezi telefonul și aici apar istoric de contacte și așa mai departe. Setări în partea asta pentru general limbă, culoare, ecran, bipuri, sistemă de recunoaștere vocală, setările care țin de unitățile de măsură, ce ține de telefon, setări de voce, setări de vehicul care ți arată, nu știu, astea de climatizare, lumini, follow me home, ia să vedem la climă ce zice, da, ventilație eficient. Cam atât, mai n-are rost să arăt cine știe ce meniuri pe aici. De la Yaris GR pot să zic că am testat cu brio zona asta. Un telefon stă foarte bine aici. Dacă conduci dinamic nu va
zbuci din zona asta, dar oricum, având în vedere că ai încărcător wireless, mai bine pui acest fir. Din păcate, sistemul Android nu este wireless, așa că trebuie să conectezi acest cablu pentru treaba asta. Iar selectorul cutiei de viteze are un trăgat și funcționează clasic. Are și luminile astea aprinse. Modul B este unul de recuperare a energiei. Practic îți amplifică forța de frânare, dar nu este mai eficient decât drive-ul. Așa că dacă vrei să scoți maximul de eficiență, lași mașina în drive și își face ea toate setările posibile. Climatizarea de asemenea funcționează imediat. Nu necesită neapărat pornirea motorului pentru funcționare, deoarece își trage curentul din baterie, însă nu va ține foarte mult pentru că nu este o mașină plug-in. Îmi place însă că are selectoarele manuale, foarte ușor de folosit, cu mâna pe schimbător ai acces imediat. Poți opri climatizarea de la buton, ai și încălzire în scaune, ai și încălzire în volan și parbriz din partea respectivă, adică mi se pare o mașină destul de bine echipată pentru treaba asta. Cam asta e toată povestea și hai să facem o tură de drum să vedem cum se simte. Hai la drum. Afară s-a lăsat frigul. Noroc că avem încălzire în scaune și în volan pe care le voi folosi. Așa, așa, să știm o treabă. Păi, na, hai să vedem. Frâna de mână se ridică automat când pui în drive, îmi place chestia asta. Funcția de auto hold și ea prezentă. Am văzut că multe mașini nu au așa ceva și chiar e enervant la un moment dat. N-are o rezoluție minunată la camera de marș arier, dar e suficient cât să îți faci treaba. Acum ea pleacă electric de pe loc. O să resetez consumul de dragul informațiilor. Merge silențios, are acel sunet clasic de cor de înger, cum îmi place mie să-i zic. Diagrama asta e destul de lămuritoare, o poți avea și în bord, acolo unde poți schimba din zona respectivă de aici. Să vedem. E același lucru până la urmă și ți arată inclusiv dacă merge doar fața sau 4x4, pur spate nu cred că merge niciodată, așa că acei 5 cai sunt exclusiv pentru completare. E clar, la o apăsare mai moderată a pedalei de accelerație intră în completare și motorul, pentru că n-ar putea să ducă doar electric cu partea asta. Bateria este pe litiu-ion și are o capacitate de 0,72 kWh, adică ea nu o să poată să ducă mașina mai mult de, nu știu, 1, maxim 2 km full electric. Este gândită să meargă în completare și să meargă cât mai mult în mod hibrid cu mici bucăți de electric, care punct cu punct adunate o să facă mașina asta să consume puțin. Realmente, dacă mergi cu minte, poți să scoți consumul și de 2,83%. Dar până la urmă, având în vedere că e un motor mic, cu o rezervă mică limitată de putere, oricum l-ai conduce, nu are cum să-ți scoată un consum foarte mare. Pot să fac și o tură mai agresivă ca să vedem ce valori ar putea să ne arate. Dar uitați-vă la genul ăsta de mers, cum poți obți realmente cifre de 4%. Frânarea asta de motor Toyota nu o recomandă. Dacă faci activarea ei, practic pornești motorul termic și este o frânare mecanică care apare pe traseu. Și este o falsă impresie de eficiență. Doar te ajută să frânezi mai repede, în timp ce la alte sisteme precum este IMMD-ul de Honda, modul brake chiar frânează mai bine și recuperează mai bine energia, pentru că pur și simplu recuperează motorul electric mai mult. Dar nefiind power split device, adică nu are motorul termic conectat direct la roți, nu apar acele
situație. Așa că eu nu personal nu prea aș folosi modul ăsta B decât atunci când aș vrea neapărat o frână de motor puternică. Reversul acestui mod e că turează foarte mult motorul termic și devine zgomotoasă. Se și vede treaba asta în momentul în care o faci la drum lung. Așa că o lași în drive, își face tot ce trebuie. Nu are un mod manual, nu are padele, așa că recuperarea nu poate fi accelerată. De asta trebuie să gândească calculatorul treaba asta. Genul ăsta de mers va fi similar unui oraș, așa că realmente acolo o să vezi consumuri foarte bune. Mi se pare că suspensia este setată ok, în sensul în care suntem pe un drum cu hârtoape și în cabină nu se transmit niște vibrații deranjante. Sigur, le percep, totuși un McPherson nu e dublu braț, dar ai dublu braț pe spate. Și mașina nu este așa țopăitoare precum un Yaris, de asta am și luat un ocol, am făcut un ocol pe aici, pentru că asta este o parcare destul de prost asfaltată. Și mie unul nu mi se pare că aud vreun tremurat neplăcut în această parte. Raza de bracaj mi se pare bună. Frânarea nu presupune o senzație de gol. Multe mașini hibride, mai ales în etapa lor de început, au întrerupere a pedalei. Nu știu, parcă nu e ce trebuie acolo și te simți un pic nesigur de frâna. Frânează în momentul în care apeși pedala, dar neplăcerea este că prima cursă este destul de relaxată și pare nesigură și după aia te sperii, apeși mai tare și atunci frânează de muși din volan. Asta este enervant. La o apăsare de accelerație normală, motorul nu prea pornește. Trebuie să te înveți să o moderezi, pentru că dacă apeși într-una tare, o să intre motorul termic destul de des. El funcționează la un regim superior de turație, de asta nici nu necesită arbore de echilibrare și, de exemplu, la o apăsare mai consistentă, da, mie mi se pare că, da, frâne foarte bune chiar și livrează puterea destul de decent, în limitele normale, adică trebuie să-l judecăm pentru ceea ce este, nu să-l comparăm cu cine știe ce mașini cu supraalimentare și cai mai mulți, dar pentru clasa ei de putere mișcă mașina fără probleme. Deci am putut vedea realmente consumuri extraurbane mici. Este sesizabil zgomotul în cabină, dar nu mi se pare că sună atât de tare, are o antifonare destul de ok. Și după ce ai accelerat, dacă ridici puțin pedala și lași viteza să se dezvolte, motorul nu mai este sesizabil. Mi se pare că antifonarea e bună, având în vedere că avem și plafon panoramic. Pe viraje mașina stă foarte bine. Acum este pe modul normal de 4x4, dar realmente mașina va fi preponderent tracțiune față, adică cei 5 cai nu vor conta, nu se vor simți decât în situații limită. Un carosabil umed, o plecare de pe loc pe zăpadă, un drum cu noroi, de asta dacă îl dai pe genul ăsta de... Da, ai toate sistemele de asistență, lane assist, blind spot monitor, pilotul automat adaptiv, îmi place și pilotul standard. Că v-am zis, dacă ai unul în față care merge în frâne într-una, nu-ți va copia mersul lui. Adică și la 120, dacă apeși pedala, mașina livrează bine. Acum oprim motorul, de exemplu, și se face recuperarea aceea de energie, bateria se încarcă, bateria niciodată nu coboară sub 20% și niciodată nu crește peste 80%, pentru că îi se lasă loc de manevră. Dacă la un moment dat s-a încărcat mai mult de atât, o să pornească motorul electric generator, care mișcă motorul termic ca să facă efort și să consume curent. Este un mod de frânare consumator de energie automatizat pentru a descărca bateria la un nivel de siguranță. Adică motorul ăsta are zeci de moduri de funcționare. Dar îmi place foarte mult cum frânează, sincer. Adică nu te-ai aștepta pe clasa asta de mașină să vezi cine știe ce performanță, dar până la urmă
Nimeni nu cred că se aștepta să vadă Yaris-ul GR și totuși iată că el există. Da, și puntea spate intră. Adică aud cum scârție. Clar, acei 5 cai participă. A trecut un păun. Deci mașina e top. Cine zice că, domne, 3 cilindri, nu trage, nu ia uite ce bine stă pe viraje. Cineva a mușcat banda acolo. Ea nu e făcută pentru genul ăsta de condus, dar vreau să accentuez faptul că la nevoie poate fi o mașină dinamică, poți să faci depășiri în siguranță cu ea, nu mi se pare leșinată, cum se spune. Și chiar are o ținută de drum excelentă. Adică sunt curios cum este, de exemplu, un T-Roc sau ceva mai... Au ce depășesc. 3 litri diesel. Din nou, nu înseamnă că dacă sunt 3 cilindri și dacă are doar 116 cai putere totală, obținută din 91 de cai termici plus 80 electrici, este o mașină în vreun fel plăpândă sau leșinată. Și ai totuși un nivel de confort peste medie, să folosim replica clasică cunoscută, adică ai volan încălzit, ai scaune încălzite, ai climatizare pe două zone, ai un sistem infotainment decent care poate să funcționeze și ca navigație, acceptă și radio digital și stick-uri, oglindă cu închidere heliomată, plafon panoramic, un lombar electric aici pentru scaun, un sistem hibrid, asta înseamnă reducere de taxe, consum chiar mic, mi se pare un lider în clasă pentru treaba asta. Și dacă te uiți la competiție pentru genul ăsta de dotări, genul ăsta de mașină, uite cum este un Volkswagen T-Roc, vei găsi prețuri similare, adică nu mi se pare o mașină scumpă pentru ceea ce oferă. Evident că ideal este să o configurezi conform nevoilor tale, adică poți să te descurci și cu una manuală cu CVT. Îmi place cum pleacă de pe loc, deci chiar simți în scaun zvâcul acela de putere și e clar că extraurban dacă o conduci ca turbatul, nu ai cum să treci de 8%. Mulți ar spune că este un consum mare, dar este un consum care n-a fost deloc îngrijit, calculat. Hai să-l resetăm și să merg acum liniștit. Să vedem așa, la un mers constant de 60 la oră, 70, adică drum național, vedeți cum sunt condițiile de trafic, se poate vedea foarte clar pe camera din față. Să vedem ce cifre de consum o să se scoată. Se pare mai bine antifonată decât mă așteptam. Poziția la volan e un pic mai comprimată. De exemplu, spătarul scaunului mi se pare cam jos. Și la înălțimea mea se termină spătarul undeva sub zona omoplaților, nu se duce până sus. Dar are această tetieră integrată care mă face să stau bine la volan, adică nu mă simt obosit. Și scaunul are totuși reglaj pe înălțime, care era setat destul de sus. Dacă îl dau, de exemplu, mai jos, așa cum m-am poziționat în scaun acum, tot piciorul este susținut de șezutul scaunului. Așa că pentru o mașină subcompactă, eu zic că stau foarte bine și, repet, nu am dat scaunul mai în față sau mai în spate, a rămas exact ca la filmarea statică și s-a putut observa, de fapt, pe filmarea aceea, faptul că aveam un loc decent la genunchi, adică e o mașină clar mai spațioasă decât un Yaris normal. Putem de asemenea să facem o paralelă și cu consumul de oraș la stilul ăsta de mers, mai o coadă, mai o frână, cum a fost la sensul giratoriu, viteze medii relaxate și consumul afișat nu prea poate să depășească 5% în situația asta. Deci dacă mergi liniștit și nu forțezi pedala de accelerație, adică înveți să conduci anticipativ, chiar poți să scoți niște cifre minunate cu mașina asta.
Și la nevoie ai și o rezervă de putere, adică nu mi se pare că e o mașină leșinată. Da, nu pot să o compar cu cine știe ce 2.0 turbo, chestii de astea, nu pentru asta este făcută, dar e o mașină economică, pentru asta este gândită. Părerea mea e că acest sistem CVT trebuie puțin înțeles ca să-i vezi adevăratele avantaje și să îi înțelegi eficiența. Că vrem, nu vrem, cutiile pe principiu CVT, fie ele electronice, cum este ECVT-ul sau normale, sunt cele mai eficiente în felul cum livrează această putere. Asta este părerea mea de după tot ceea ce am condus. Și ISIN-ul face și cutii hidramate de-a latul, de-a lungul, mult mai multe variații. Și cutii CVT, și pe lung, și pe lat, cu trepte fixate, cu variație continuă, adică vorbim despre o plajă foarte mare. Le-au încercat pe toate. Au experiență în treaba asta și chiar contează. 3,9 consumul actual, adică am condus-o exact ca traficul din jur și ați văzut că a mers și dinamic, ca să arăt cât ar putea să consume maximal. Nu mi se pare că ai o deconectare între pedala de accelerație și roți. Nu ai niște viteze fixate, da, poate să fie enervant chestia asta, dar până la urmă asta înseamnă o mașină automată. Ai accelerație și mergi constant. Adică tu dai o comandă pedalei și se întâmplă lucrurile. Nu mai contează că sunt sau nu niște trepte de viteză. Și având în vedere că nu e o mașină gândită pentru sprinturi reprize, e ok. Dar are suficientă rezervă de putere. Deci având dublu braț pe spate, are și mica intervenție a sistemului de tracțiune integrală la nevoie. Chiar poate să fie o jucărie foarte, foarte fâșneață, mai ales că nu e o mașină grea. Adică cu toate aceste adaosuri tehnice, are în jur de 1,2 tone, mi se pare puțin. 70 la oră, cam așa a fost media de traseu și ați văzut că realmente poți să scoți și consumuri de 3,8. În oraș, dacă mergi încet, încet cu ea, o să vezi niște cifre foarte bune. Deci am văzut la CHR, ca acela filmat de pe canal Hibrida de 122 de cai, niște cifre super bune, adică 2,8 în oraș, realmente consum real, adică cu 40 de litri un plin mergi de te saturi cu genul ăsta de mașină. Pentru că uneori mersul constant, anticipativ, te duce la destinație în același timp cu un mers agresiv. Dacă pleci de la Predeal spre București liniștit, s-ar putea să ajungi în același timp la Băneasa cu unul care a mers cu 200 la oră, reprize, depășiri, pentru că se stau în aceleași cozi. Concurs de consum aici. Eu zic că am testat mașina în toate situațiile posibile de dinamică și consum. Iarăși un drum prost. Se leagănă mașina, dar ați văzut că în habitacul nu se aud sunete nedorite. Adică pentru o clasă subcompactă cu limitările de rigoare, că niciun producător nu-ți face un premium și nu știu, Rolls-Royce, dacă ar scoate un premium în clasa asta, ar avea niște limitări. Nu ai cum să faci luxul suprem și dinamica supremă pe clasa asta, sau nu poți să te duci în toate direcțiile fără să sacrifici un pic din fiecare. Și de asta, dacă vrei performanța supremă, GR Yaris, sacrifici din spațiu, din confort, mașina e mică, nu poți să te duci să fii suprem la tot și să consume puțin și să aibă dinamică și să fie confortabilă și cu portbagaj mare și spațioasă. Asta înseamnă segmentul subcompact, despre asta este vorba. Avantajul unui motor din ăsta hibridizat este că e foarte silențios și acum pot să fac ca o simulare de mers în oraș, adică realmente mi-arată 3,2 consumul și încă am o rezervă de baterie și vreau să merg așa pe electric să văd
cât de mult poate să scadă consumul. Uite, aici este un pic de pietriș, din nou un teritoriu incomod pentru cauciucuri. Nu aud zgomote neplăcute în mașină, mi se pare că se conduce foarte, foarte plăcut. În partea asta e și un pic de bordură, adică mașina e capabilă și măcar știi tu în cap acolo că ai 4x4 în caz de nevoie. 2.7. Încă mai am. Vreau să merg așa până pornește motorul, să văd cât de mult poate să scadă acest consum. Și o să repet această buclă. Eu sunt pasionat tare de sistemele astea hibride pentru că le înțeleg și vă invit și pe voi să faceți un pic de know-how tehnic. Recomand canalul Weber Auto al profesorului David E. Kelly, care este din Statele Unite ale Americii, este profesor universitar de tehnică auto și este specializat pe motorizări electrice și hibride și a disecat omul la toate casetele de transfer, diferențialele pe punți și sistemele de baterii. O să vezi disecții de Tesla, de tot ce înseamnă Toyota, Honda, Chevrolet, Nissanuri, adică omul e jos pălăria la tehnică și arată în mod foarte detaliat, pentru că e profesor și are acces la mult material didactic din partea firmelor. Are acces la acel material didactic fizic, care ți arată efectiv cum arată înăuntru toate pinioanele și toate chestiunile astea. E un canal care mie mi-este foarte drag, îl urmăresc de câțiva ani și e un om foarte pregătit și modest. 2%. Și încă, deci până acum mie nu mi-a pornit motorul termic deloc și cred că am parcurs, nu știu, 500 de metri, ceva de genul. Continuăm. Teoretic la două linii de baterie din 1, 2, 3, 4, 5, 6, din 8. La 2 din 8 ar trebui să pornească motorul termic pentru a regenera această baterie. Ne mai plimbăm. 1.8. Asta înseamnă un consum de oraș, pentru că practic tu când mergi, dacă mergi foarte constant și calculat, bateria se tot regenerează și ai segmente de până la 2 km în care poți rula pur electric și evident că n-ai de unde să consumi acea benzină și în momentul în care motorul pornește, el ajunge să pornească pentru scurte durate de timp cât să regenereze această baterie și e un mod foarte inteligent, dinamic în care funcționează. Este magia sistemului serie paralel, adică poate să funcționeze motorul termic și ca generator și ca propulsor împreună cu sistemul electric și recuperarea de energie este mult mai eficientă așa. Deci de 5 minute de când factura asta, motorul termic nu a pornit. Că mulți întreabă, cum domne, cum se poate, cât merge, ce autonomie are? Nu este o autonomie ca la o mașină electrică, ea nu este gândită să meargă kilometri întregi în mod full electric, dar dacă ești un pic atent, poți să faci chestia asta. Cel mai mult cred că am reușit un 3,8 km cu o mașină din asta, dar fără a brusca pedala de accelerație, pentru că eu acum merg cu o viteză de aproximativ 15 km/h cu maxime de 20. Și totuși termicul nu... Ce ori zice ăștia pe camere când mă văd? 3 linii din 8. Deci curând o să pornească motorul termic. 1.3% consumul actual. Și serios, la viteza asta sunt multe situații în care te regăsești într-un trafic de oraș aglomerat. Adică în București, pe Bulevardul Ștefan cel Mare, pe Teodor Paladi, pe Magheru, sunt zone în care este foarte aglomerat și chiar mergi cu mașina la viteze de genul ăsta. Deci acolo ai șanse să parcurgi kilometri din acel bulevard într-un mod complet electrificat. Deci, de unde și acest consum mic? Mașinile astea realmente au 40% eficiență energetică a motorului termic și prin faptul că sunt hibridizate, au și aportul ăsta suplimentar, sunt mai eficiente decât un diesel. Mașina asta consumă în mod real, în trafic, mai puțin decât un diesel și dezvoltă mai multă putere. Adică, ok, există ALH-ul. A pornit motorul termic. Deci am reușit să scot 1.2% și am parcurs o distanță de vreo 2 km electric prin această parcare. Da. Probabil n-am voie pe aici.
Da, nu contează, nu se supără băieții, că până la urmă le-am făcut o expunere tehnică în favoarea lor pentru acest sistem. Și acum, uite, odată ce a pornit motorul termic, vreau să mai fac un test și după aia închei. Că motorul termic ar trebui să stea pornit cât să încarce această baterie, a crescut deja o linie și la un moment dat va trebui să se oprească. S-a oprit. Consumul 2,9%. Deci el nu rămâne pornit încât să crească consumul în așa hal. Mi-a regenerat două liniuțe din 8. În continuare voi putea să merg în același stil, probabil încă 500 de metri, un kilometru maxim. Și imediat s-a întâmplat chestia asta în câteva minute. 2,8 și acum dacă parcurg bucla asta în continuare, o să-mi scadă din nou consumul, pentru că acum iar merg full electric. Și am făcut această paranteză, știu că a durat mai mult această prezentare, pentru a înțelege lumea cum funcționează acest sistem în mod real, nu pe foaie cu consumuri VLTP, NDC și tot felul de explicații care sunt cumva greoaie, nu le înțelegi, nu au aplicabilitate în lumea reală. Dar dacă eu pe prezentarea asta, în condiții reale de trafic, am putut să scop până la 1,6%, maxim 8 în condiții reale de condus turbat, uite, 2,7. Deci consumul începe să scadă, se va apropia iarăși de 1,3% și iată că pot fi economice dacă înveți să le conduci. Și eu refuz să cred că cu mașina asta poți să ai niște consumuri aberante, pentru că pur și simplu nu are de unde. Este eficient setată. Ce mai îmi place la ele este tranziția dintre drive și reverse. Este full electric. Nici nu trebuie să apeși frâna. Trecerea în drive schimbă polaritatea motoarelor și ai, e foarte ușor de manevrat la parcări. Eu acum nu ating nicio pedală, fac aceste manevre exclusiv din manetă. Consum final pentru plimbărica asta scurtă de final, 2,6%. Cred că am acoperit toate situațiile posibile. Gândiți-vă că felul în care am condus-o pe acel drum virajat este similar cu o viteză moderată mai mică, dar cu 4 adulți și bagaj. Adică dacă am mers cu pedala la podea cu viteze susținute și am scos sub 8%, eu zic că este cât se poate de corectă expunerea asta. Mulțumesc celor de la Arena Auto pentru invitație, mă înțeleg bine că eu să mai trec pe aici, se înțeleg și ei la rândul lor bine cu Toyota România, o să vreau să iau mașina asta și la un test drive suplimentar pentru un consum, o să fac chestia asta de la București și o să revin pentru un episod de poveste cu această Celica în momentul în care va fi restaurată, mă bucur că am putut să o arăt pe prezentare. Cam asta a fost prezentarea de astăzi, sper că v-a plăcut și abonați-vă la canal, urmăriți filmele astea, până la urmă ce vă cer eu sincer este să asimilați informație. Adică mie îmi place să cred că plecați cu un bagaj mai mare de cunoștințe la sfârșitul acestui video decât atunci când ați început să-l urmăriți. De asta fac prezentările lungi și detaliate. Uneori poate sunt plictisitoare anumite segmente și de asta puteți să vă alegeți motorul, povestea, interiorul, portbagajul și așa mai departe. La revedere!